Astăzi am să spun câteva lucruri despre această poveste minunată. Cadourile lui Aston, scrisă de scritoarea suedeză Lotta Gefenblad. A fost odată ca niciodată un cățel pe care îl chema Aston. Și Aston era foarte, foarte răcit și asta s-a întâmplat într-o zi de luni, îi curgea nasul foarte, foarte rău și tușa în fular. Până joi o să te faci bine, ai să vezi, i-a spus tata. Joi e chiar ziua mea, a spus Aston. Tata a pus o oală pe masă, paste cu pește. Asta a gătit. Nu cumva ai văzut pe undeva sarea, Aston? Îl întrebă tata. Și Aston i-a întins un pachet foșnitor. Din pachet se ivește o solniță. Ce cadou potrivit, Aston! După masă, tata vrea să spele vasele, dar unde au dispărut detergentul și peria? Tata își răsucește gânditor mustața. Aston scoate iar două pachete misterioase și foșnitoare. Mulțumesc frumos, Aston! Este exact ceea ce aveam nevoie. Mama dă buzna în casă. Dați-vă la o parte! Trebuie să ajung la toaletă chiar acum, vă rog! Dar ce să vezi? Ușa de la toaletă e încuiată și nu poate să intre. Aston este înăuntru și se aud hârtii foșnind. Mama va primi un cadou în curând. Și când a intrat înăuntru, ce a văzut mama? Aston a împachetat foarte, foarte bine toaleta. Oh, ce surpriză! Zâmbește mama cam strâmb. De-abia aștept să-l desfac. Foarte frumoase sunt ilustrațiile. Aston chiar se pricepe la împachetat. A pus și scoci, a pus și plasuri, a legat și cu o sfoară lungă, lungă, lungă. Îți ia ceva timp să desfaci un asemenea cadou. Marți lui Aston nu-i mai curge nasul, miercuri nici gâtul nu-l mai doare, până la urmă se duce și tusea, iar el nu face decât să împacheteze cadouri peste cadouri. E joi dimineața. Pe Aston îl trezește un cântecel răgușit. La mulți ani! Urmează micul dejun, apoi vine în sfârșit și rândul lui Aston să primească multe cadouri. Aici gata împachetate. Haideți să vedem ce a primit Aston de ziua lui. O bicicletă și o cască super! Și pentru că s-a făcut bine, Aston poate să meargă azi la grădiniță, dar Aston vrea să se ducă la grădiniță cu bicicleta. Oare n-ar fi mai bine ca bicicleta să rămână acasă și să aștepte o zi mai însorită? Doar se știe, bicicletele ruginesc în ploaie. Poștașul cu geanta lui Doldora de scrisori se aude în fața ușii. Are un cadou pentru Aston, unul peste măsură de lung, foarte, foarte lung. Oare ce să fie înăuntru? E un cadou cârlionțat. El a trimis mătușa lui și a pus o fundă verde și lungă și cârlionțată și înăuntru era o felicitare pe care se vede scrisul cu florituri al mătușii. Și mai e ceva, o scândurică. Tata îl ajută pe Aston să despacheteze și un cadou era un zmeu înfășurat într-o pungă de plastic. Aston ar vrea să iasă numai decât afară și să înalțe zmeul, dar afară plouă. Nu era vremea potrivită, trebuia să vină o zi mai senină. Zmeele de hârtie nu zboară când plouă. Cu mâinile lui mari, tata strânge resturile de ambalaj și vrea să arunce scândurica. Tata este de părere că ar trebui aruncată, dar Aston se supără. N-arunca și scândura, mătușa a pus-o acolo doar ca să nu se îndoaie, i-a zis tatăl, și ca să nu se rupă zmeul. Ba nu, scândura e tot un cadou, la fel ca zmeul, și Aston vrea să ia scândura cu el, mai ales că restul cadourilor trebuiau să rămână acasă. Așa că Aston s-a dus cu scândura la grădiniță și scândura i-a fost de foarte, foarte mare folos. La început a fost un tobogan pentru castane, au făcut un concurs care castana se răsădește cel mai departe. Apoi au făcut un pod pentru regi. Un rege, dacă vrea să meargă în vizită până la castelul vecin, are nevoie de un pod. Toată curtea regală poate să traverseze ușor cu mașina podul. Apoi scândura a fost folosită ca și balansoar. Animalele de pluș se dau tare, foarte tare, sus, jos, sus, jos. Unele cad, altele sunt deja jos, amețite de-a binelea. Dar mai bine să vină vacanța, toată lumea la piscină, scândura e trambulină, acum pentru oaspeți. Și toți oaspeții hotelului sar și împroașcă apă peste tot. Numai iepurașul nu sare pe el, medicul nu lasă să facă baie. În sfârșit a venit soarele, așa că familia lui Aston
s-a pregătit pentru picnic. N-a mai plouat, mama a făcut bagajul, a pregătit sandvișuri, suc și un termos. Tata a luat zmeul, Aston și-a luat casca și bicicleta și, bineînțeles, scândurica lui. Zmeul foșnește plăcut în aerul rece și curat, tata îl manevrează, încoace și încolo printre norii ca niște ghemotoace, ochii strălucesc, în timp ce Aston taie pe scândurică pâine. Uite, vezi? Scândura e numai bună dacă vrei să tai pâine pe ea. Când zmeul e sus de tot, Aston primește și el sfoara subțire și micul mosorel. Of, ce mosor mic, a spus Aston și l-a și scăpat din mână. Așa că și zmeul s-a prăbușit și a picat în crengile cireșului și s-a rupt și s-a stricat. N-a mai rămas mare lucru din zmeu, au rămas doar niște fâșii încurcate. Tata s-a cam necăjit și tata trebuie consolat, așa că, ce s-a mai gândit Aston, e momentul potrivit să primească tata un nou cadou. Și i-a împachetat un cadou. Oare ce cadou i-a pregătit? O barcă! Și ce pânze minunate! Uite că mai poți face câte ceva din resturile unui zmeu făcut bucăți. Iar pe scândură e clar, poți să te bazezi. Nu o să se strice nici în 100 de ani. Sfârșit! Aceasta este povestea cadourului lui Aston. Mi se pare o poveste duioasă, o poveste drăguță despre copilărie. Puteți să discutați, pornind de la această poveste, despre cadouri. Puteți să împachetați împreună cu copiii voștri cadouri. Să discutați despre semnificația cadourilor, ce este potrivit și ce nu este potrivit să dăruim. Puteți să discutați despre obiecte reciclabile. Ați văzut scândurica în poveste are mai multe întrebuințări. Despre creativitate, puteți să desenați un personaj din poveste și să-l colorați sau din plastelină. Vă doresc succes atunci când veți citi această poveste și dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să vă abonați aici jos și să dați un like. Cât de curând am să revin cu o nouă postare.